Asta, de asta sunt eu supărat și, mm. supărat și, um, fiindcă rapid n-avea voie să pierdă meciul ăsta. Crezi că a contat casă. și contextul în care, contextul evenimentelor cu de dinaintea meciului? Cu siguranță, A contat și, cont, a contat și, au contat mai multe, dar, dar mă limitez, nu eu pot să vorbesc ca... fiindcă, eu, ți-am mai zis, eu sunt un tip direct, dar am văzut mult, când nu ești când nu ești în miezul problemei, când nu ești pe bancă, când nu ești și vezi meciul liniștit de acasă sau asta, că eu am evitat să vin la jocul ăsta fiindcă știam, începeau întrebările, ce Antrenor se întâmplă. liber. Da, exact. Da. Și am evitat să vin la, la meciul respectiv, că tot timpul, dacă nu vorbesc cu presa, se supără, dacă vorbesc, se interpretează, scot numai ce vor ei da. din context și atunci sunt în bătaia puștii. Și am evitat să vin la meci. Și am văzut multe lucruri la jocul ăsta, multe lucruri. Dar nu pot să vorbesc și din respect da, da, pentru te te ceea ce se întâmplă la echipa... Strict fotbalistic, atât te întreb. Te referi strict fotbalistic, ai văzut multe lucruri sau și cu atmosfera, suporterii au refuzat să cânte? 50-50, să fost... și greșelile 50. au fost împărțite. Da. Sincer, te așteptai fost împărțite? ca, ca partea de, de peluză, galeria bă, băieții lui Liviu să, să susțină echipa după un timp? Sau crezi că contact. Sunt contat, așa, ei și înțeleg pe de-o parte, este unul dintre ei, îi și înțeleg, în altă ordine de idei, echipa trebuia susținută, fiindcă echipa avea nevoie. Echipa avea nevoie, mai ales în momentele grele. Să nu uităm că rapid într-o mare măsură au obținut rezultate pozitive pe Giulești și datorit cu aportul public. Eu am spus 3-1 cu Craiova. Fără, nu mai întorceau niciodată. În deplasare niciodată. nu mai întorceau niciodată. niciodată. Fără da. să pun în umbră rezultatele domnului Bergod. Iar o să se înțeleagă că atac sau că nu, n-am nicio treabă. Îl felicit pentru munca depusă, îl felicit pentru ceea ce a făcut acolo, îl felicit pe domnul Șucu și ceilalți care sunt angrenați în conducere, mă refer la Nicola, domnul Angelescu, care au făcut transferuri reușite. De data asta, dacă altă dată eu am criticat campania de transferuri și am spus și mi-a dat dreptate pe vremea lui mut, au fost aduși jucători cantitativ și nu calitativ, de data asta au fost jucători aduși care și aducă, care de și, și decizi da. jocul. Adică eu de la Rahmani, sincer să fiu, la Rahmani n-am mai văzut vârf de atac de calitatea lui de la TRU de la FCSB. De la da. care a ajuns să, să joace să în Italia, atenție. Da. 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 Eu n-am mai văzut calitate la un vârf de atac. Stângul, dreptul, lovitură de cap. Ei păi, dau a câștigat Și tu nu vorbești numai ca antrenor, nu, vorbești ca, ca -a fost atacant, fost ca fotbalist. Da, sau cine a jucat fundaș da. central, n-a câștigat un duel aerian pe Arena Națională cu el. N-a câștigat un duel aerian, deci lovitură de cap. Da. Stăpânire de sine, tehnicitate, da, viteză, letal în fața Stângul, dreptul, Simte golul, bun pe combinații, ce mai trebuie ce de mai atacat? Trebuie. Da, corect. Deci, din punctul meu de vedere, este felicit pe cei care au descoperit acest jucător și felicit pe cei care, care au luat decizia de a-l transfera. În afară de asta, și un Burmaz care a venit și care este un câștig, și Hasani care este un câștig... Petrila! Pe, nu mai vorbesc, de pe el... Petrila, apropo, Petrila, Petrila cu Petrila tine joacă rest... mult la CFR... E împrumutat pe la sepsi și tu șapte practic în... Șapte am făcut. Șapte, șapte victorii 21 din... 21 de puncte, da. Cu, ce, am fost ce e demis? atât de special la jucătorul ăsta? Este un jucător care dacă știi să ți-l atrasi... E un copil, încă da. el e un copil. Are 20 E un copil, un pic, da, da. Dacă știi să-l câștigi, să-i dai încredere, cu siguranță îți dă 100%. Este un jucător care face diferența perpendicular pe poartă. Eu am văzut puțini jucători în momentul de față în campionatul României care fac lucrul ăsta perpendicular pe poartă. A, sui de la de -a, par -a paralel, cu poarta. Da, sunt o Nu, nicio... da. Așa... nu câștigi nimic. Nu câștigi nimic. E, el este un jucător care face tot ce face în regim de viteză și perpendicular pe poartă. Are ambele picioare la fel. Are, este exact jucătorul de bandă, jucătorul care are calitatea de a scoate din joc și de a crea, de a crea superioritate numerică. Un jucător care, care va costa bani mulți. Eu când cu mine atunci juca și era și în cupele europene, știu că au avut ofertă în jur de 5 milioane de euro la, la la, la CFR. Și... Deci pe 3 la 5 milioane pe vremea când juca cu tine. Da, și a da, jucat da, doar 7 meciuri, da, atenție. Da, da, Știu că am fost da. informat de conducerea clubului că exista o ofertă, la, era un interes, nu știu, din ce țară, de, de 5 milioane de, de euro. Atunci cocheta și cu echipa națională. Dar ce vreau să spun, pe mine m-a bucurat și îl felicit pe domnul Șucu, care reușit să ia un astfel de jucător pe o sumă... Care 700 de mii, 750 pentru mine, de mii, Pentru mine să dai 700.000. de mii pe, pe, pe Trila și să dai 800.000 de mii pe borza adică jos pălăria pentru domnul șuc. sunt investiții de viitor Jos care... pălăria, adică sunt jucători care vor face, vor face vor face bani deci campania de achiziții nu știu cui se datorează departamentul se datorează, de scouting dar e clar da. că cel care dă bani este domnul Șucu este clar că au făcut o campanie de achiziți, Antrenorul, probabil că da. și-a dorit, nu știu exact, dar este clar că au făcut o campanie foarte bună, și tocmai de aceea rămân frustrat, să zic așa, de rezultatul din uh, contra celor de la FARC. Far. Dacă dar dar... evenimentele au fost ceva întâmplător, acum am și eu teoria conspirației ca orice suporter. Parcă, așa cu o zi înainte, Bine, de dar, dacă mă întreb la ceea ce s-a întâmplat cu uh, reținerea cu Nicu, cu Nicu, președintelui de club, cu reținerea liderilor de galerie, liderului de galerie sau ceva de genul ăsta, Uh, acum uh, trecem prea departe Să spunem că teoria conspirației Sau ceva de genul ăsta uh, Pe urmă nu te oprește nimeni Să nu, să nu cânți, de exemplu Nu a venit nimeni să-ți bage pumnul în gură sau așa. Dar eu vreau să pun și o altă întrebare aici Și acum să fim corecți Că suntem rapidiști mă, Dacă Datorită petardelor care au fost aruncate. Eu am văzut și eu o petardă de la, la petrolului. Da, petrol, da, exact. petrolul nu știu cum au mai intrat da. după atâtea. Atâta, atâta tam, scandal tam și atâta da. Să riști ca da, să da, da. Trebuie Să fii inconștient, fi da. Bă, intru cu aia în buzunar. Păi, te duci la e, Da, eu nu știu cum. Nu, îți dai seama. Dar, în fine, eu vreau să pun o simplă întrebare. Dacă pe arena națională, după acele incidente cu torțele și care, în care galeria rapidului a fost avertizată, vor, nu mai faceți, dacă da, veți fi da, suspendat da, da, sau da. ceva de genul. aici dăm amendă pe urmă. Dacă la se comisie... întâmpla după jocul ăla, ca suporterii să nu aibă acces în tribune, să se joacă se cu tribunele goale. Acum mai vorbeam că n-au fost încurajați? Nu. Da, era un risc asumat până la urmă. Păi nu, da. Adică ce, așteptăm să ne câștige doar galeria jocul? Eu sunt de acord. Și nu, Adică nu sunt de acord cu ceea ce au făcut nu sunt de acord cu ceea ce au făcut. Trebuia să, și, să fie alături de echipă, trebuia să fie... Acum, în momentul în care este reținut șeful de galerie, nu înțeleg, conduce o grămadă de brigăzi. El nu mai exista unul care să modernă. fie. El a construit-o. Eu le acord circunstanțe și lor, așa, în momentul ăla, fiindcă au fost aproape de ei, au făcut doar niște benere pentru el.